Această
oameni. Basarabia a fost și va fi rana noastră care încă nu se închide, cu urcușuri și coborâșuri, până la disperare. Am aici doi colegi care de mulți ani activează pe acest rând. Intenția noastră a fost ca oricărui refugiat care nu poate să fie decât unionist. Că în zilele noastre lumea evoluează irreversibil și că poate că vrem să ne întâlnim într-o Europa, așa zic unii, sau poate nu vrem să ne întâlnim deloc, datoria noastră să rămânem alături de acei români care au fost parte a istoriei noastre, care au acolo un trecut, au o istorie, au mormintele strămoșilor. Nu putem să fim decât alături de această Basarabie chinuită. Mă bucur că suntem atât de mulți, chiar ieri am avut și noi la București o manifestare. Astăzi am aflat că și Academia Română ține, dar vreau să vă spun că Parlamentul României nu m-a primit la această sărbătoare, pe care noi o sărbătoream, cel puțin în București, într-o sală a Parlamentului, pentru că așteptăm de la un alt Parlament să voteze, să vină acasă. Pe cale democratică, pe cale politică, să fie o convingere. În continuare, noi lucrăm pentru asta și mulțumesc colegilor mei, pentru că nu am nicio vină că sunt președinte, din potrivă, vinovații sunt aici, de față, altfel m-au îmbrăcat cu răspunderea și cu încrederea lor și, bineînțeles, și cu ajutor. Vă mulțumesc foarte mult! Și cum a fost posibil acest miracol unionist? Am ales, am citit foarte multe memorii în ultimele zile. Multe dintre ele sunt nevalorificate în interpretarea științifică istorică pe care noi o dăm acestui moment. Există deja publicate muncii deosebite a domnului Ioan Țurcanu, procesele verbale ale ședințelor sfatului țării. E interesant, comparativ cu semnificația acestui moment, numărul documentelor pe care ne putem baza e relativ mic. Există, cel puțin pentru 27 martie, există procesul verbal al ședinței sfatului țării. Sunt niște note din memoriile lui Marghi Roman. Mai sunt câteva date memorialistice, dar foarte sumar prezentat acest moment și cam atât. Care a fost, de fapt, contextul și cum a fost posibilă unirea? La sfârșitul anului 1917 și începutul anului 1918, Europa de Est este clar dominată de puterile centrale. Iar cea mai bună dovadă în acest sens sunt cele două tratate de pace pe care Germania și Austria le impune, pe de-o parte Ucrainei, în februarie 1918, și pe de-altă parte Rusiei, 3 martie 1918, Brest-Litovsk. Sunt tratate de pace umilitoare. Lenin clasifică tratatul de la Brest-Litovsk drept, citez, un abis al înrobirii și al umilinței noastre istorice. Și avea dreptate. Rusia a fost forțată să renunțe, nu că ar fi avut dreptul, dar a fost forțată să renunțe în favoarea intereselor Germaniei la Polonia, la Finlanda, la țările baltice, la Belarus, la cele două districte turcești. În acest spațiu, în foarte scurt timp, Germania și Austro-Ungaria își impun hegemonie. În mod clar, tot acest spațiu este ocupat militar de Germania. Sigur că România nu avea decât să intre în siajul acestui proces al înfrângerii și guvernele de la Iași bifează cu mult succes, dar fără prea mult entuziasm, acest calendar al înfrângerilor. Pe 9 decembrie se numește armistițiul, în 1917. Pe 27 februarie 1918, aici, la Răcăciuni, în trenul regal, are loc cunoscutul tete-a-tete între regele Ferdinand și ministrul
de externe al Austro-Ungariei, Otto Zemlin, în care acesta din urmă îi spune clar regelui, înlăcrimat, spun unele mărturii, memorialistice, cele două variante pe care le-a lăsat român. România dispare odată cu dinastia sa, sau România semnează tratatul de pace cu pierderile teritoriale cunoscute. Pentru austrieci, peste creșterile Carpaților, Dobrogea revine Bulgariei cu acceptul lor de a ne uni cu Basarabia. Lucrurile astea sunt mărturii documentate. Cu demobilizarea armatei, cu excepția celor patru divizii trimise încă din ianuarie 1918 acolo pentru a pacifica regiunea cuprinsă de Revoluția Bolșevică, lucru pe care îl face pe 5 martie 1918, Argetoianu, în Palatul Știrbei de la Buftea, intră singur reprezentant al statului român în fața peste 120 de delegați diplomatici din țările puterilor centrale, se duce direct la tratat și îl semnează. De partea cealaltă, la capătul a mai bine de 100 de ani de colonizare, de rusificare forțată, de deznaționalizare, componenta etnică românească a Basarabiei suferă enorm. Demografic, în nici 100 de ani, 1812-1897, ponderea populației românești cade de la 88% la 47% conform recensământului general al populației. Nivelul cultural al românilor este un lamentabil. Alfabetizarea etnicilor români este în 1905 de numai 6,1%. Era cel mai mic nivel de alfabetizare, cu excepția populației de etnie romă, 0,6%. În Basarabia, de-a lungul secolului al XIX, nu a fost publicat niciun ziar, cu excepția buletinului guberniei, care apare după 1854. Ponderea românească în clasa nobiliară din Basarabia are o scădere dramatică. De la peste 88% în 1812 ajunge în 1912 la 30%. În 1871 se instaurează în Basarabia monolingvismul oficial. Limba rusă se înstăpânește în absolut toate domeniile existenței, biserică, școală, administrație, justiție. Lucrurile încep să se schimbe treptat după 1905, după Revoluția din 1905, grație contribuției de Constantin Sterea, apare primul ziar în limba română, a avut o perioadă foarte scurtă de apariție, 1906-1907, numit Bucovina, Basarabia, încerc scuze. O componentă editorială excepțională, Ion Inculeț, e prezentat cu Orban Halipa, viitorul președinte al statului țării, Mateevici, Alexei Mateevici. Apoi mai apare în ziar în 1914, Cuvântul Moldovenesc. Este organul de presă al Partidului Național Moldovenesc, care milita pentru autonomie și pentru oficializarea limbii române. Pentru autonomie în cadrul Rusiei, mă rog, viitoare Rusiei Federative, care de fapt nici nu a existat. În contextul Revoluției Bolșevice, cei care conturează cumva un anumit program pentru regiunea Basarabiei sunt ostașii, foștii soldați. Se întâlnesc pentru prima dată în octombrie 1917. Are loc congresul, celebrul congres al ostașilor, în care ei decid următoarea. Sunt peste 900 de delegați, se reprezintă peste 200.000 de foști soldați basarabeni. Autonomie în cadrul Rusiei, drepturi pentru absolut toate minoritățile, drept de vot egal secret pentru ambele sexe, vă reamintesc că în sfatul țării exista un deputat, doamna doctor Anistar, la noi în România lucrul ăsta se întâmplă abia după instaurarea comunismului. E cu adevărat un proces de prefaceri revoluționare. Se stabilește regimul de muncă de 8 ore. Sunt foarte multe drepturi pe care basarabenii
le primesc în acest focar revoluționar. Iar comparativ cu situația din România, lucrurile stau mai prost pentru noi. În martie 1918, în cadrul Sfatului Țării, există trei mari grupări politice. Există blocul moldovenesc, care militează pentru unire, dar condiționată. Ei au renunțat foarte greu la ideea de independență și de autonomie. Există Sovietul Țăranilor, care nu a creat, la început, inițial, nu a creat ideea unirii și așa numită facțiunea minoritarilor, unde există acum divergențe între ucraineni și normal evrei. Există în Sfatul Țării, practic, două mari curente de gândire. Există un curent socialist-revoluționar și un curent naționalist. Foarte mulți deputați din Sfatul Țării apreciau, comparativ cu situația din România, că unirea cu România, pe care o consideră un stat retrograd, este un mare pas înapoi. Lucrurile sunt clar exprimate în presa vremii, în Basarabia, în Chișinău. Și invocă și motive pe care nu le putem nega. Spune acolo că România este o monarhie. Revoluția este eminamente republicană, este o revoluție internaționalistă. România e condusă de un monarh, spuneau ei, străin și catolic. Există diferențe de calendar. Noi suntem orientați către noul calendar, ei în zona pravoslavnică. Există amintirea războiului din 1907. Există o reformă agrară totală pe care basarabenii o propun. Ei, practic, naționalizează tot fondul funciar și împart populației fără plată, dar și fără recunoașterea dreptului de proprietate prin comitetele agrare. Femeile nu aveau niciun drept în România, pe când acolo sunt deja prezente în Sfatul Țării. Existau, deci, numeroase divergențe. Pentru prima dată, o să fac apel la unele citate, pe care sunt convins că nu le știe, nu le știți. Nu că le-am descoperit-o de curând, dar nu le-am găsit justificate nici o carte de istorie referitoare la acest moment. Pentru prima dată, ideea unirii este vehiculată în cadrul negocierilor de la Iași, în 20 martie 1918, dintre marii români și delegația Basarabiei de acolo, Inculeț, Ciugureanu, Halima. Uitați care sunt impresiile lui Marghi Roman. Citez. Lungă întrevedere cu membrii delegației Basarabiei. Inculeț, președintele Sfatului, Ciugureanu, președintele Consiliului de Miniștri, Halima, vicepreședintele Sfatului Țării. Teza mea, Basarabia este prea slabă pentru a trăi singură. Ucrainienii pândesc nordul și litoralul României, un lucru perfect adevărat. Nici bani, nici armată. Unirea ar face un singur serviciu, să oprească dezmembrarea. Inculeț nu vrea decât o unire cu autonomie de plină. Ceilalți doi, unirea fără pământ. Trei zile mai târziu are loc ședința Consiliului de Miniștri, ședința de guvern, la care sunt invitați și cei trei reprezentanți ai Basarabiei. Și în urma negocierilor se convin asupra următoarelor date ale procesului de unire. Delegații Basarabiei vor face parte din Consiliul de Miniștri, știm poate bine cei doi, Consiliul de Miniștri al României, fără guvern propriu, regim agrar stabil până la viitoarea constituantă, regim provincial neatins, autonomie, adică, pentru Consiliile Județene femeile își păstrează dreptul de vot. Neîncrezători, în special Inculeț, acesta a mers, a făcut câteva vizite la reprezentanții diplomatici ai Statelor Unite și Franței, care l-au sfătuit să meargă în aceeași direcție a Uniunii. Delegația Basarabiei se întoarce la Chișinău și între 24-26 martie 1918 are loc o uriașă consultare și o dezbatere în legătură cu acest proiect. Constantin Serea a avut numai 3 zile, a avut numai puțin de 26 de astfel de consfătuiri. Era
pur și simplu epuizat fizic la capătul acestor discuții. Importantă a fost însă discuția cu blocul moldovenesc, la care au participat și o parte dintre deputații țărăniști, frunte cu Erhan, și aici s-au controlat clar două direcții de acțiune. Erhan a subliniat faptul că își dorește unirea, dar cu autonomie de plină, pe când Ciugureanu, reprezentantul blocului moldovenesc, a spus că ne unim necondiționat cu un scurt interlutru de păstrare a activității spatiului țării până la rezolvarea problemei agrare. Nu aveau deloc încredere în felul în care noi românii, de din coace de prut, priveam problema pământului. Delegația României, Inculescu a păstrat până la urmă aceeași poziție de ușor scepticism. Și rămâne încă neclar episodul pe care îl evocă Argedoianu cu privire la faptul că delegația României i-ar fi oferit. Nu mai găsim nicăieri această informație, doar acolo de aia o privesc cu suspiciune. I-ar fi oferit lui Inculeț 2 milioane de lei aur în hotelul Londra în 2009 pentru a, să spunem, înlesni unirea, în special în segmentul Sovietului țăranic. Delegația României sosește la Chișinău pe 26 martie. Au loc scurte întâlniri. Marghi Roman este însoțit de ministrul de război, generalul Târjeu. A doua zi, ședința Sfatului Țării începe la ora 4 și un sfert, 16 și 15 minute. Foarte târziu. O să vedem mai la oare de ce, vă spun că a început foarte târziu. Ședința e deschisă de discursul lui Marghi Roman. Acest lucru nu e specificat în niciun manual de istorie și nicio carte care tratează această problemă. E invitat de Inculeț să ia cuvântul. Marghi Roman. Evident că a vorbit în limba română. Citez. Ce spune Marghi Roman? Așa vă redau ideile principale. În cadrul tratativelor de la București cu puterile centrale, am clarificat împrejurările în care era posibilă păstrarea integrității și indivizibilității Basarabiei. Unirea este necesară și posibilă în condițiile păstrării sfatului până la realizarea reformei agrare, până la alegerea unei noi diete locale prin votul universal, cu existența unor organe executive locale, ambele urmând să asigure autonomia provincială, cu armată locală pe principii teritoriale, cu păstrarea provizorie a legilor existente și organizarea administrației locale, drepturi pentru minorități, doi reprezentanți ai Basarabiei în sfatul țării. Practic, Marghi Roman a citit declarația de unire, sunt 11 condiții, Marghi Roman citește declarația de unire înainte ca ea să fie dezbătută. Marghi Roman se retrage și ia cuvântul Constantin Stere, care e proaspăt ales membru în sfatul țării, care se adresează deputaților în limba română și în limba română și rusă și vorbește numai despre dreptul național al românilor basarabeni de a se uni, despre nevoia de dreptate socială prin realizarea reformei agrare, dar și despre, atenție, exportul de revoluție peste Prut, pentru a contribui la democratizarea regimului oligarhic din România. Citez. Acest citat este luat din procesul verbal al sfatului țării. Sunteți chemați aici, în acel proces elementar care pulverizează bastilii și creează vieți noi. Ați aprins aici o forță care a ars toate pergamentele feudale, care a anihilat toate privilegiile de castă. Trebuie să purtați această torță și dincolo de tot, să ardeți lemnul și injustiția, să apărați întregul popor român. Astăzi proclamăm drepturile revoluției pentru toți românii. Am încheiat citatul. Ulterior, seria mărturisirii lui Marghi Roman că a fost nevoit să citesc, să o facă pe nebunul cu nebunii, pentru a-i atrage de partea lui în proiectul unionist pe deputații revoluționari. Au loc intense dezbateri, ședința a durat aproape
aproape 6 ore și la final, în urma votului, datele sunt cunoscute, 125 de deputați prezenți, 86 pentru, unire, 3 abține, 36 de voturi împotriva, au lipsit 13 deputați. Unirea a fost o unire condiționată, iar condițiile sunt exact cele 11 pe care a citit Marie Roman înaintea începerii dezbaterii. Am ales în încheiere să vă redau, pentru că sunt foarte puține mărturii în legătură cu ce s-a întâmplat de fapt în ziua aia, să vă redau mărturia generalului Schina. Este, a fost comandant al diviziei 1 de cavalerie, care a fost activ în zona Bălcii și Soroca. Dar înainte de a cita felul în care el a trăit acea zi, trebuie să vă spun încă un lucru important. Există în martie o anumită ruptură între sfatul țării, ca organ legislativ, și societatea vasarabeană. Vă amintesc faptul că înaintea votului din 27, foarte multe zemți pe locale, foarte multe organizații au adresat reprezentanților guvernului din Iași cereri de unire. Societatea a luat-o înaintea sfatului țării. Mai mult, sfatul țării a fost nevoit să întrerupă organizarea unor astfel de întâlniri. Pentru că, efectiv, pierdea total puterea. Revin la memoria generalului Schina, foarte bun cunoscător al realităților vasarabene în ianuarie-martie 1918. Citez. Cum vedeți ziua de 27 martie? Întrunirea sfatului era decisă pentru o oră înainte de amiază, iar votarea urma să aibă loc la ora 1, postmeridian. Când șeful guvernului trebuia anunțat, iar cortegiul să pornească de la comandamentul militar la sfatul țării, pentru a răspunde, în numele Maestății sale, regele Ferdinand, de acceptarea unirii. La ora 14:02, nu sosise încă avizul. Avioanele zburau, rotindu-se deasupra comandamentului, pregătite să însoțească cortegiul până la sfat. Spectacol ce nu s-a mai produs pentru că piloții și-au pierdut răbdarea așteptând. Oră după oră, cadranul continuă rotația acelor, neliniște și enervoare, cuprinde asistența și pe șeful guvernului, care este înștiințat să aibă încă răbdare. Pentru că discuția este foarte aprinsă în forul chemat să ratifice voința unui popor. Soarele începe să apună și când întunericul scutea să învăluie ultimele culori ale crepuscului, sosește după 7 ore de așteptare. Știrea că șeful guvernului este invitat să poftească la sfatul țării. Cu sufletul puțin amărât, am ajuns la sfat, acolo unde, suind scările, vedeam așteptând pe șeful guvernului, pe Marghi Roman, pe cine? Este singur în capul scărilor. Da, 7 ore de anticameră pe care Marghi Roman împreună cu noi l-am petrecut în localul corpului de armată, au stigmatizat pentru totdeauna acest guvern de mascaradă, așa cum a fost de la început. Și până la sfârșitul regimului său. Închei imediat. A urmat apoi un ceremonial desfășurat pentru sărbătorirea unii. Toată activitatea, spune Schina, stă scrisă în monitorul oficial, ceea ce nu este scris nicăieri. Este dureroasa impresie ce am simțit la auzul cuvintelor rostite de președintele Marghi Roman, când în cursul discursului său, ținut cu ocazia marii banchet al Unirii, a spus, citez, Unirea Basarabiei s-a făcut la București. Atâta lipsă de tact și de eleganță față de tot sfatul țării prezent din corpuri acolo, este cu totul inexplicabil, îl confide Schina. Până la urmă, dacă e să fim onești, trebuie să înțelegem faptul că unirea s-a făcut și la București. Dar nu doar acolo. Unirea s-a făcut puțin la București, s-a făcut puțin la Iași și s-a făcut în doze consistente și decisive, până la urmă, la Chișinău. Dar elementul care fundamentează tot acest proces și această reușită națională, fără de care nimic nu ar fi fost posibil, a fost următoarea realitate. La capătul a 106 ani de rusificare, de colonizare și de deznaționalizare, mesajul premierului Marghi Roman a fost înțeles de cea mai mare parte a deputaților. Fără a fi nevoie de transfer.
În rest, având în vedere aturile acestea identitare și toată legitatea istorică, cred că orice altă națiune ar fi făcut la fel, profitând de acest moment oportun al istoriei. Asta e adevărul meu despre Unirea Basarabiei. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat atenție. La final, vă rog. A fost condiționată și s-a resimțit până aici. Sunteți invitat aici la final, avem un program și e plină de discutăm la final tot ce doriți dumneavoastră. Dacă mai e timp la final. Acum nici nu știu în ce ordine să vă invit să luați cuvântul, să dăm întâietate doamnelor, să dăm întâietate celor patru stele pe care le poartă încă pe umerii săi, domnul general Genic Apostol. Haideți, vă rog. Eu am venit fără să mă fi pregătit special, dar cred că experiența și cât am mai studiat și eu îmi permite să vorbesc un pic. Am înțeles că sunt niște materiale care sunt pregătite. Mă gândeam să intervin mai târziu, dar din titlurile pe care le-am văzut și în urma spuselor domnului director, cred că pot să vă rețin și eu atenția câteva minute. În primul rând, specific faptul că afirmațiile mele vor contraria pe unii și vor spune că n-am dreptate, aia e altă problemă. Și totodată, ca militar până la sfârșitul vieții, trebuie să subliniez câteva aspecte și din acest punct de vedere. Mi-am schițat ceva acolo, dar nu e cazul să mai apelez la ceea ce am schițat. În primul rând, atmosfera pe care o văd aici și pe care a creat-o domnul director, mă conduce la ideea că ne situăm, noi cei prezenți aici, la capătul unui impresionant arc istoric cu durata de peste un secol, 106 ani, care creează o tulburătoare punte afectivă între cei care au realizat Unirea, nu numai cei care au votat-o, ci realizarea Unirii a durat mai mult, și noi, cei care, iată, astăzi, le cinstim memoria. Aș vrea să nu uităm faptul și iar apelez la ceea ce spunea domnul director, pe care, al cărui discurs l-am apreciat foarte mult, vreau să subliniez atunci când dumnealui spunea că cei din sală înțelegeau limba română după 106 ani, deci de la 1812 până la 1918, erau 106 ani. Iată că acum, astăzi, se împlinesc tot 106 ani de la acest eveniment. Eu voi face câteva intervenții în funcție de ceea ce a spus domnul director și doar atât să mai fac unele, știu eu, precizări scurte, nu în legătură cu material, cu ceea ce a prezentat, dar în legătură cu ceea ce cred eu că prezintă interes pentru noi. În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că, și nu-i vorba numai de Unirea de la 27 martie de la Chișinău, să subliniez faptul că atât Unirea de la 27 martie 1918, cât și cea a Bucovinei cu patria mamă de la 28 noiembrie 1918 și cea de la 1 decembrie, deci atunci s-a hotărât de către organele și reprezentanții în drept ai poporului. Dar unirea s-a realizat într-un timp mult mai interlungat. Deci suntem tentați să spunem unirea de la. Atunci s-a hotărât și unirea, de asemenea subliniez, nu se putea realiza nici a Basarabiei cu țara, nici a Bucovinei și nici mai ales a Transilvaniei, fără intervenția fermă a armatei române. Nu vreau să prezint o lecție. Am un material amplu prin mapă în legătură cu campania noastră militară pe teritoriul Basarabiei. Acum nu pot să nu mă refer, chiar dacă vă supăr că mă întind un pic,
Să nu mă refer la faptul că însăși denumirea de Basarabia este foarte discutabilă. Și numai pe Mihai Eminescu, ca să nu zic de alți istorii, numai pe Mihai Eminescu, dacă îl studiem bine, vedem că ne spune foarte clar și aduce argumente în acest sens. Pentru că au fost idei că Basarabia este pământ rusesc, cucerit cu sabia, așa ca să citesc, de la tătari și de la turci. Ori Eminescu ne spune foarte clar că acest ținut și practic Basarabia nu era, denumirea a fost extrapolată de ruși din interese strategice, meschine. Basarabia era numai o porțiune mică de teren între Dunăre și Mare, care era sub stăpânirea basarabilor din Muntenia. Dar, în urma tratatului de la Tilsit, în urma păcii de la Tilsit, când rușii au fost obligați să se retragă din Moldova, nu s-a precizat acolo că trebuie să se retragă și din Basarabia, fiindcă era un teritoriu mai puțin cunoscut și mic, de dimensiuni mici. Iar rușii interesați, fiindcă nu era prevăzut în tratat, au extrapolat și au extins această denumire de Basarabia pentru tot teritoriul dintre Prut și Nistru. Și iată, așa a luat denumirea de Basarabia tot acest teritoriu. Deci, din acest tip am ajuns ca frații noștri și nu frații, că am mai spus odată, eu nici n-aș zice să le spunem frați celor de peste Prut. Ei sunt noi și noi suntem ei. Mi se pare că e mai mult decât la tuturor. Adică suntem aceiași. Da, domnul. Nu s-a noastră. Mulțumesc. Mai departe, spuneam că nu era posibil fără intervenția armatei române. Dau două exemple. Mă refer la Basarabia. Armata era înclopită, așa cum era ea, din militari care au făcut parte din Imperiul Țarist. S-au adunat și ei după afinități, după afecțiuni și au făcut o armată acolo cât au putut. Dau două episoade doar. Noi știm că dintre prizonierii, aici amplu subiectul, s-au făcut 7 comisii cu acceptul rușilor să meargă să facem o armată din prizonierii din Imperiul, din români, din Imperiul Austro-Ungar care au fost la ruși, și să facem acolo niște subunități, unități chiar, și s-a ajuns până la urmă la așa ceva. Dar, fiindcă basarabenii nu își puteau permite să pună ordine împotriva trupelor bolșevice, nu numai ruse, ca să fie clară problema, că erau și ucraineni și au vrut să încorporeze, trebuie să spunem adevărul tinerilor, au vrut să încorporeze Basarabia. Și fiindcă nu puteau, guvernul, primul ministru și ministrul apărării, în ianuarie 1918, au solicitat ca de la 15 km de Kiev, era o localitate unde erau trupe române, din prizonieri din Imperiul Austro-Ungar, ajunseseră la vreo 2000 de oameni acolo și au solicitat să trimitem acești oameni la Chișinău ca să aibă, să apere noua putere și să poată pune ordine în țară și să lupte împotriva bolșevicilor. Au plecat cu aprobarea guvernului român de lângă Ucraina, de lângă Kiev, au plecat spre Chișinău. În noaptea de 6 spre 7 ianuarie 1918, 1000 de luptători versați și umblați prin război nu au fost suficient de prevăzători și au intrat, când a intrat trenul Ungara Chișinău, au fost prinși într-o ambuscadă de un regiment de cazaci cu artilerie și cu cea mai fost pe acolo, dezarmați, deci cei 1000, și în continuare făceau bolșevicii ceea ce doreau. Au fost eliberați pe urmă, prin intervenție, după vreo 3-4 zile. Dincolo, în Bucovina, la fel, dacă nu intervenea armata română, s-au instalat ucrainienii la Cernăuți, în locul conducerii noastre normale de la Cernăuți, și au alungat pe fruntașii unioniști de acolo. A trebuit să meargă armata română și când a ajuns, am citit pe undeva când zbârnâiau copitele cailor și ieseau scântei când fugeau ucrainenii călare. Dar trebuie să spunem asta, pentru că trebuie să știe oamenii. Nu neapărat acum, în situația asta conjuncturală, să ne schimbăm și noi istoria. Dincolo,
în vest, la după 1 decembrie, atunci a trebuit să meargă împotriva trupelor lui Bela Kun, să meargă un corpet expedițional al nostru și până n-au ajuns pe 4, consemnează documentele, dar în realitate pe 3 august 1919, au ajuns la Budapesta. Regimentul 27 Infanterie Bacău are poză în fața Parlamentului Maghiar, făcută pe data de 4 august 1919. Mai departe, îi lăsăm pe alții să tot vorbească și tot referitor la ce spunea domnul profesor, mi-a plăcut foarte mult, domnul director. Îi lăsăm pe alții să vorbească despre lupta împotriva comuniștilor. Nu este corect. Trebuie să știm noi meritele românilor. Noi am luptat și am dat jos guvernul lui Bela Kun. Prin această campanie, care eu într-o lucrare am numit-o o campanie pentru întregirea României și liniștea Europei. Și cred că n-am exagerat, pentru că cei care lucrau la Paris, noi ne-am asigurat liniștea, dacă nu era ostașul român. Mai departe, când s-a dezmembrat armata austro-ungară, cine a pus ordine, cine a menținut, cine a salvat de la distrugere Viena, de ce nu le spunem acum? Maniu. Maniu, maiorul în rezervă Maniu și generalul Boieru care era de acolo. Ei au avut inclusiv la Ministerul de Război birouri, ei au pus ordine și au salvat Austria, Viena mai ales, dar și alte localități, le-au salvat de la distrugere. De ce nu știu ai noștri? De ce diplomații noștri nu merg să le spună? Dincolo, în Est, prizonierii s-au constituit prizonierii români, nu mai puteau, că așa cum ne spunea în intervenția anterioară, domnul director, erau pe teritoriul, în urma lui Brest-Litovsk, cele două tratate, teritoriul era ocupat de Germania. Și nu puteau prizonierii noștri să mai vină înapoi. Atunci s-au constituit mari unități, s-au înscris în armata altgardistă și au luptat împotriva bolșevismului. Avem, eu am un material mai amplu, am dat revista pe aici, pe undeva acum, avem acolo niște merite deosebite, au luptat împotriva bolșevismului ai noștri, au asigurat paza, am avut 3 regimente acolo, dintre care 2 aveau trenuri blindate. Au asigurat fluența pe calea ferată de la Vladivostok până aproape de Odessa și pe urmă s-au restrâns până la 800 de kilometri, 1000, între Volga și Vladivostok. Au luptat împotriva bolșevicilor în taigaua siberiană. Au fost singuri, cei mai viteji ai noștri. Luptau împreună cu cehoslovaci, luptau împreună cu sârbi, luptau împreună cu italieni, erau conduși de un general din Cehoslovacia și aprovizionau armata altgardistă. Când au văzut că altgardiștii pierd războiul și din cauza unor fricțiuni între generali și când deja se conturau noile republici, în baza discursului președintelui Wilson la punctul 14 exprimat, principiul naționalităților, atunci ai noștri s-au retras. Au fost ultimii din ariergarda trupelor internaționale pe data de 10 mai 1920, deci până atunci au luptat, la Vladivostok, în cadrul unei ceremonii mari, făcute de aliați, au fost decorați foarte mult, am scris pe undeva și câți au fost și cu ce decorații, au îmbarcat pe 2 nave ale flotilei engleze, au ajuns după 6 săptămâni la Constanța, au sărutat pământul țării pe care cei din Bucovina nu l-au văzut niciodată, au plecat la casele lor, ca după aceea, când au venit comuniștii după 1945, să fie strânși de gât și duși în închisoare. Îmi cer scuze că m-am îngrijit. Mulțumesc.
momentele importante care au dus la realizarea unirii, cu permisiunea dumneavoastră, în minutele următoare aș dori să fac câteva scurte referiri la evoluția vieții culturale în Basarabia după anul 1918. Revenirea Basarabiei la teritoriul românesc a asigurat pe tot parcursul perioadei de până la 1940 o renaștere spirituală și națională a românilor basarabeni. În acele vremuri, statul român a asigurat condițiile și cadrul juridic, două elemente atât de necesare în accelerarea procesului de modernizare a societății la acea vreme. Aș dori să fac aici însă două scurte precizări. Trebuie avut în vedere faptul că modernizarea, procesul de modernizare a Basarabiei a avut loc în contextul modernizării României Mari. Și mai trebuie avut aici în vedere un lucru, faptul că în Vechiul Regat și în Transilvania acest proces de modernizare a societății a început cu mai bine de 50 de ani în urmă. Contextul istoric în care urma să se desfășoare acest proces de modernizare a societății nu era deloc unul favorabil. Odată pentru că în plan intern România se confrunta cu situația mai mult decât dezastruoasă decât de după război, iar în plan extern România, așa cum bine știm, trebuia să obțină recunoașterea Marii Uniri și trebuia să-și asigure securitatea națională vis-a-vis de pretențiile revizioniste ale statelor vecine. Mai mult decât atât, statul român în acele vremuri trebuia să asigure condițiile optime de alipirea noilor provincii la teritoriul românesc. Așadar, o sumedenie de probleme și lucrul cel mai grav este faptul că toate aceste probleme necesitau o rezolvare imediată. O decizie destul de rapidă după momentul unificării a fost aceea, s-a precizat deja ceva anterior, a unificării calendarelor, pentru că, așa cum bine știm, în Vechiul Regat și în Basarabia funcționa stilul vechi, în timp ce în Transilvania și în Bucovina funcționa stilul nou. A fost adoptat stilul nou, iar data de 1 aprilie 1918 a devenit data de 14 aprilie 1918. Tot la data de 1 aprilie 1919, limba română a devenit limbă oficială pe întreg teritoriul românesc. Situația provinciilor românești era foarte diferită. Și pentru a înțelege care era situația Basarabiei la momentul de după unificare, voi face o scurtă analiză a situației. În general, în Basarabia exista o populație preponderent rurală. 87% din populație locuia în mediul rural, în timp ce doar 13% în mediul urban. Gradul de alfabetizare în Basarabia, așa cum s-a precizat de către domnul manager Popa, era unul extrem de mic, doar 19,4% din populație. Erau știutori de carte. Este o situație existentă la momentul 1897. Cel mai mic procent de alfabetizat era în rândul populației române. Și aici o să dau din nou niște exemple în cifre. Doar 10% din populația masculină, deci vorbim de români, erau știutori de carte, în timp ce doar, atenție, 1% din populația feminină era știutoare de carte. Așadar, procente foarte mici. Și acum, prin comparație, ponderea știutorilor de carte din celelalte provincii românești era următoarea. În Vechiul Regat, 39,3%, conform recensământului din anul 1912. În Bucovina, 45,2%, tot conform recensământului din anul 1912, iar în Transilvania, 51,1%, conform unei analize din anul 1910. Așadar, gradul de alfabetizare în Basarabia era unul extrem de mic. Evident, situația era destul de complicată din acest punct de vedere. În raport cu Transilvania și cu Bucovina, acolo unde intelectualitatea românească era numeroasă, astfel încât aceasta să poată
poată să ocupe principalele funcții din administrație. În Basarabia situația era diferită, pentru că numărul acestora era foarte mic. Și pentru a suplini acest deficit au fost aduși din vechiul regat mulți funcționari, învățători și preoți. Dar, în ciuda acestor probleme, într-o perioadă relativ scurtă, au început să fie vizibile unele schimbări sub aspect cultural. Evident că învățământul a avut un rol semnificativ în acest proces de modernizare a societății, mai ales că principalele sale acțiuni vizau diminuarea analfabetismului. În acest proces lung de modernizare a învățământului, au fost elaborate, evident, o serie de legi, au fost adoptate decizii, dar cel mai important a fost decretul legal din 14 august 1918. Conform acestui decret legal, minoritățile locuitoare în Basarabia aveau dreptul de a-și instrui copiii în limba națională. Iar programa școlară, după care urma să se studieze, era făcută de către o comisie școlară a minorității respective. Fie că vorbim de ruși, de evrei, de ucraineni, de germani, de bulgari, orice altă naționalitate. Dar, cu siguranță, cea mai importantă lege privind dezvoltarea învățământului a fost cea a învățământului din anul 1924, care stabilea un sistem unitar de dezvoltare a acestuia pe întreg teritoriul românesc. Legea privind învățământul primar și secundar a fost promulgată la 26 iulie 1924 și se prevedea foarte clar prin această lege acordarea dreptului la învățătură pentru toți copiii în limba națională, indiferent de naționalitate. Iată așadar, învățământul primar, învățământul secundar au devenit obligatorii. Limba română devine disciplină obligatorie în toate școlile. Studiul istoriei românilor, a geografiei României, se făcea, urma să se facă în limba română. În perioada următoare au fost construite foarte multe școli pe teritoriul Basarabiei. Au apărut foarte multe internate pe lângă licee. Până la 1940 au fost construite pe teritoriul provinciei 1760 de clădiri pentru școlarizare. Și învățământului profesional s-a acordat un rol important și era mai mult decât benefic, pentru că în acesta tinerii din provincie puteau să învețe meserii. Dar atenția cea mai mare a fost acordată școlilor normale, fie că vorbim de fete sau de băieți. De ce? Pentru că urmau să pregătească viitoarele cadre didactice din instituțiile de învățământ din provincie. Dacă în 1918 erau doar 3 școli normale, până la momentul 1940 au mai fost înființate încă astfel 4 instituții de numite școli normale. Li s-a acordat o atenție deosebită, aveau o bună bază materială, s-au făcut modificări la programa școlară, au apărut discipline noi și a crescut durata studiilor. Dacă în 1918 la școlile normale se studia 4 ani, pe la 1934 s-a ajuns la 7 ani. Așadar se acorda o atenție deosebită pregătirii viitoarelor cadre didactice. Evident că cu toate aceste schimbări care au avut loc în acei ani, numărul celor care au urmat o școală a crescut foarte mult. S-au atins cifre la care cu anii în urmă nici măcar nu se putea spera măcar. Învățământul superior însă din Basarabia a cunoscut un proces mai lent. Aici existau două facultăți ale Universității din Iași, Facultatea de Teologie care a fost înființată în anul 1926 și Facultatea de Științe Agricole înființată în 1933. Aveau o bună bază materială, aici au studiat undeva la 2000 de studenți basarabeni. Dar trebuie avut în vedere faptul că mulți dintre tinerii basarabeni urmau cursurile unei facultăți la universități din Cernăuț, din Iași, din București, din Cluj, sau chiar unii studenți, unii tineri basarabeni, studiau în țări precum Franța, Germania sau Belgia. Oricum, în Basarabia, învățământul superior făcea avea primii pași. Iată că învățământul primar, cel secundar, cel profesional, cel superior au constituit cu siguranță un puternic instrument de dezvoltare și de răspândire a culturii românești. În general, de răspândire a științei de carte, am putea spune, de care au putut beneficia toate
la momentul 1930, gradul de alfabetizare în Basarabia a ajuns la 38,1. Deci a crescut semnificativ de la 19,4 cât era la momentul 1918. Bisericile, clar, au avut și ele un rol important în răspândirea valorilor morale și spirituale. Biserica Ortodoxă Română a rupt orice legătură cu Patriarhia Rusă în anii de după Unire, iar în 1927 a fost înființată Mitropolia Basarabiei. Până în 1940 au fost construite peste 100 de biserici pe teritoriul provinciei, mai mult din ele la sate, pentru că acolo era o nevoie mai mare, dar și la orașe. Cele mai importante astfel de biserici, ca și dimensiune, ca și stil arhitectonic, au fost catedralele din Tighina și din Bălți. În ceea ce privește instituțiile de cultură din Basarabia, în 1921, la Chișinău, a luat ființă societatea de Belle Art, care avea trei secții: muzică, teatru și arte plastice. Ca urmare a demersurilor făcute de către societate, tot în 1921, la Chișinău, apare primul muzeu de arte plastice. Cu un an în urmă, în 1920, tot la Chișinău, au apărut Teatrul Popular și Teatrul Național. La aceste două instituții de cultură erau puse în scenă foarte multe spectacole, toate cu limba română. Apoi, în septembrie 1928, Onisifor Ghibu a reușit să pună bazele Asociației Culturale Astra după modelul Astrei Ardelene. În 1928, tot la Chișinău, au apărut Conservatorul Național și Conservatorul Municipal. Iată așadar multe instituții de cultură care cu siguranță au avut un rol atât de important în răspândirea și în dezvoltarea culturii românești. Bibliotecile și ele au cunoscut un proces de ascensiune, a crescut mult numărul acestora, dar poate mai important decât creșterea numărului este faptul că a crescut mult fondul de carte. Ca un exemplu, în 1920, când a luat ființă Biblioteca Centrală Basarabeană, a beneficiat de dreptul de a primi gratuit din România câte două exemplare a fiecărei publicații apărute în România. Și presa vremii s-a făcut deja unele referiri, în acea perioadă era foarte variată. Cele mai răspândite erau marile ziare din București, Universul, Dimineața, Cuvântul, dar și alte apariții editoriale, alte ziare, care apăreau în alte orașe, precum Cahul, Bălți, Chișinău și alte orașe. Cele mai citite ziare românești în acei ani erau Viața Basarabiei, Cuvântul Basarabiei, Cuvântul Moldovenesc sau Basarabia Noastră. Iată așadar, presa acelor ani a cunoscut o dezvoltare mare, dar nici de când nu a putut să ajungă din urmă presa în limba altor minorități, în special cea în limba rusă. Dar era un pas înainte. Sunt multe de spus, dar timpul nu ne permite. Privind în ansamblu la evoluția Basarabiei de după anul 1918, cu siguranță s-au făcut pași mai mult decât importanți în acest domeniu, în domeniul cultură, sub aspect cultural. Fie că vorbim de învățământ, de artă, de știință, de literatură, s-au făcut pași importanți. Și toți acești pași importanți făcuți în ciuda atâtor și atâtor greutăți. Datorită acestor pași făcuți, Basarabia a reușit să atingă, să ajungă din urmă, vis-a-vis de gradul de culturalizare celelalte provincii românești. Cu siguranță lucrurile au mers bine în continuare. Din păcate însă, acest drum, bine știm cu toții, a fost mai mult decât brutal întrerupt în iunie 1940, când Basarabia, din păcate, este din nou anexată în urma pactului secret Ribbentrop-Molotov. În aceste vremuri tulburi, este mai mult decât necesar așadar, ca noi toți, indiferent de vârstă, și mă refer în special poate la cei tineri, și mă bucur pentru că sunt în sală prezenți atât de mulți tineri, fie că sunt elevi, fie că sunt studenți, este mai mult decât necesar să cunoaștem istoria acelor vremuri. Vă mulțumesc!
Bine, nu? Oița. Poate că până la urmă reușesc să-i prezint chiar pe toți oaspeții noștri. Vreau să salut prezența părintelui Gerasim alături de noi și să salut de asemenea și să-i mulțumesc pentru prezență domnului Constantin Tudose, care a venit tocmai de la Cașin să sărbătorească alături de noi și să depună și el mărturie pentru faptul că tradiția prelucrării lemnului e încă vie în județul Bacău. Mulțumesc pentru prezență. Nu știu câți pasarabeni sunt astăzi alături de noi, dar știu sigur că domnul inginer Constantin Țurțanovski tocmai de acolo vine și cred că e cuvinte cu partea mea să vă ofer microfonul. Vă rog, domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc! Am ascultat alocuțiune atât de frumoase aici, cultura, armata, unirea, istorie. Cine nu-și cunoaște istoria, spunea Nicolae Iorga, ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Și o a doua frază pe care o rețin tot de la oameni de cultură, istoria este cea mai frumoasă poveste pe care o poți asculta, dacă vrei să o înțelegi și după aceea să o iubești și să o respecti. Astea m-au condus, aceste două recepte m-au condus în viață. Am 81 de ani, m-am născut în Sarabia. Apreciez în mod deosebit, domnule general, și eu sunt întru totul de acord, nu există Basarabei un nume fals, este Moldova de răsărit. Nu Basarabea. Știm de ce nu vine numele de Basarabea, cum și l-au însușit eliberatorii noștri de profesie, care știți că ne-au eliberat de vreo 13 ori de-a lungul istoriei, dar să lăsăm istoria în pace și să vă spun câte ceva din istoria pe care am trăit-o eu. Deci născut Basarabia, acolo unde și părinții mei și strămoșii mei, de la 1526, familia Rusanovski a apărut la domnitorul Petru Rareș și de acolo au descins generații, 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 până când și eu, umilul urmașa lor, aceeași producea generație. A fost nevoie ca atunci ce s-a întâmplat în istorie, evenimentele războiului, în 44, mama, cu mine în brațe, a trebuit să plece spre România, să refugieze, pentru că bunicul din partea mamei, oarecum bogățel, la acele vremuri pe acolo, și-a luat 400 de oi, pe mama și pe mine. Am trecut, să vă spun, că am aflat, pentru că am scris o carte despre satul meu natal și despre Basarabia, am trecut prin Bacău, să știți, sunt mai vechi, dar dumneavoastră, poate cel mai vechi. Cu cele 400 de oi, cu o căruță și eu în trăsură, agățată de căruță, cu mama. Nu mi-a... nu mai avea piept. Aveam deja 9 luni, eram voinicuți. Și țin să vă spun, să nu râdeți, am fost înțărcat cu creier din el. Pus într-un ciorap și iată așa am ajuns azi la 81 de ani. Drumurile noastre au umblat peste tot în această țară, până în Slobozia, și se termină mai repede. Am ajuns și la Caracă, în fine, refugiu. Am ajuns înapoi în Moldova, la Mitopalul Prutului, vin americanii, plecăm acasă, bucuroși toți, tata, terminat armata, dar a venit și vremea de am crescut, în 59 am fost și eu dus în Basarabia să văd locul unde m-am născut, dar ce să vezi, locul nu mai era. Casa în care m-am născut era dărâmată, iar a bunicilor din partea tatei,
distrus tot numai o loiniță rămas în picioare, iar bunicii din partea tatălui și cu ceilalți 7 din 9 frați luat drumul Siberiei și s-au întors de-abia în 59. Întâmplarea face că atunci când au venit din Siberia, după ce s-au mai îndulcit vremurile, li s-au dat drumul la cei care au fost culaci, așa se cheamă, rusește cine știe că se cheamă chiavul sau culac. Am fost martor ocular, zile și nopți am stat, deși aveam 15 ani și am ascultat prin ce au trecut cei 7 frați ai tatei și cu bunicul care au fost rămas în Siberia. Nu s-a mai întors, și un frate, dar restul s-a întors aici. Și mi-am văzut și verișori. Deci 15 membri din familia tatălui meu au fost deportați, iar din acești 15 s-a mai întors la 13. Dar, în fine, trecem peste asta. Eu am trăit istoria. N-am știut treaba asta. Prefața la cartea mea a făcut o personalitate, nu știu dacă e foarte mare, dar pentru mine valoroasă tare, pentru că a scris o carte și totuși limba română, care a apărut la Chișinău și pe care am avut-o și eu. Și acest prieten al meu, Vlad Pohilă, mi-a făcut o prefață la carte și îmi spune acolo el că nu sunt istoric, deci nu am pretenție să știu ce știe nici domnul general, nici dumneavoastră, domnule profesor, director, dar eu știu bine, sau chiar mai bine ca dumneavoastră, ce s-a întâmplat de când eu am crescut mărișor și am început să trăiesc și să sufăr pentru Basarabia. Dar tata nu îi spunea Basarabia, tata îi spunea acasă. Ei, dați-mi voie să vă spun că și eu am să-i spun acestei Basarabii acasă. În toți acești ani care au trecut peste mine, de 92 de ore am fost în ultimii, de la Podul de Flori și până acum am fost în Basarabia, unde Asociația Culturală Pro Basarabia, prin persoana mea în acea zonă, a avut ca obiect de activitate aducerea sau repatrierea, ca să zic mai corect, repatrierea românismului, care de fapt acolo a fost deportat, curat, arestat și împușcat, distrus. Această repatriere a românismului trebuia să fie sau era sau este atributul fără de care conștiința națională nu se poate trezi în biata populație, că nu mai este un popor în Basarabie, o populație. Biata populația Basarabiei a căzut. Iar trezirea conștiinței naționale, implicit, trebuie sau trebuia să ducă la reunire. Eu sunt bolnav, cronic. Am așa numit boala pământului. Și singurul leac pentru această boală a pământului este doar unirea. Am cunoscut nenumărați oameni de mare cultură, mare ținută intelectuală și de aici, de jos și până la ei, și doi președinți pe care am să-i numesc acum, care am avut ocazia în împrejurările în care eu am desfășurat activitatea acolo, organizând multe, multe evenimente și la Chișinău și la Onești, în fiecare 27 martie, fiecare 28 noiembrie, musafiri cu veniți de acolo, aduși aici, doar să facem punte. Am avut ocazia să stau de vorbă cu președintele după Voronin, Nicolae Timofte, și cu președintele Republicii Moldova, Mihai Ghil. Când am dat mâna mea lor, am primit o strângere de mână caldă, iar am prezentat cine sunt și de ce umbru și ce fac eu pe Basarabia. Și atâta mi-am spus, stimate la amândoi, aceeași propoziție, frază. Stimate domnule președinte, aveți ocazia să rămâneți în istorie, numai dacă împliniți visul de veacuri a neamului românesc. La care, în zâmbet, așa cumva,
mascat zâmbet, am primit și nici măcar o strângere de mână mai insistentă. Deci, de la nivel de sus, practic, cuvântul unire deranjează. Și am să trec peste multe, multe altele, câte am pățit și câte am făcut și câte am umblat, cum mi-ar trebui câteva pagini aici să le număr, toate sub imboldul dorinței de a se reface unirea. Aș fi dorit de multe ori și m-a fi născut odată cu sfatul țelit. Țin să vă spun că am participat și prin vot online, când s-a înființat sfatul țării numărul 2 la Chișinău. Am fost acolo în sală. N-am putut să fac parte din sfatul țării numărul 2 pentru că nu aveam cetățenie moldovenească. Culmea ironiei, eu îmi trebuie cetățenie moldovenească. Eu născut acolo și trebuie trece și peste subiectul acesta. Am fost membru a Forului Democrat al Românilor din Basarabia, făcut de Nicolae Dabija, a fost de atâtea ori și la noi, la Cașin, unde sunt, avem marcuri. Ia uite, l-aș fi primit. Și la mine acasă. Și mulți alții. Ion Ungureanu. Nu vă mai spun, trebuie să mă întind prea mult și nu vreau să vă, știu eu, să vă fac gust de bunăvoința dumneavoastră. N-am reușit tot timpul să fiu la înălțimea zilelor pe care încercam să le facem, să le aducem, să le implementăm în mentalul tinerilor. Am umblat cu domnul profesor Puiu și cu studenții aici la Bacău. I-am adunat din toată țara, domnule profesor, atunci să aminti, acolo la centrul de afaceri, să-i unim, să-i adunăm, să aibă voce, să fie personalități. Pare rău, nu prea a ieșit. Cu elevii am umblat, Măinești, Comănești, Mănești, tot n-a reușit. În frățiri, am încercat o grămadă cu sate, cu orașe. Onești cu Tindă, Onești cu Ielinețul, Onești și Iodiu, Iesenior, Imatrag, Târgu Ocna, Comune, nu mai mi-aduc aminte, vă rog să mă scuzați, poate și vârsta, știu, memoria mai lasă că au trecut toate acestea, dar nu pot să nu vă aduc, să vă spun, să prezint în fața dumneavoastră oful și durerea pe care am simțit-o aproximativ 40 de ani de când am început să bat drumurile Basarabiei și am văzut de la talpă până la cei mari. Am găsit doar 3 persoane care au vorbit clar despre unire în Basarabia. Deși am vorbit foarte mulți, îi numesc aici, este dr. Rodion Bogdan, care a lucrat și la Onești, medic stomatolog, s-a dus înapoi acasă și este militant al Unirii. Acest Vlad Pohilă, în care s-a stins dintre noi, sau mi se pare că a fost ajutat să se stingă, cartea aceea și totuși limba română, pentru că am spus că limba română și alții se vorbește în șoaptă la Chișinău și în marile orașe. Vasile Șoimaru astăzi a fost și la Onești de atâtea ori, a fost și la Bacău, care acum este deputat. Primul care a dat telefon și m-a sunat, el îmi spune, împărate, mi-a spus când s-a votat în Parlament, acum de curând, am trecut, s-a votat oficial limba română. Mi-a dat telefon și mi-a spus, împărate, un pas l-am făcut. Deci, limba română cucerise Basarabia, ca să zic așa. Dar numai că la acel pas, până la o săritură cu prăjina, mai este mult. Nu mă mai lungesc, sunt dezamăgit. Sunt total îndurerat, pentru că și astăzi, în Basarabia, majoritatea nu este cea doritoare de unire. Basarabia dorește să fie Republica Moldova, să fie suverană, să fie stat și nu știu ce mai vrea. Dar aș pune eu întrebarea și o pun cam dur și abrupt. Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire cu Ucraina. Aș pune eu întrebarea. Ce faceți voi, dragi basarabeni, dragi concetățenii mei, îmi pretind să vă spun că sunt cetățeni, dar sunt născut acolo, de altfel sunt și cetățeni de onoare. Am primit distincții
cetățean de onoare al municipiului Iedineț, cetățean de onoare a comunii în care m-am născut, Ruseni, a comunii Parcova. Vreau să vă mai spun ceva. Am primit o diplomă pentru atâta muncă despre unire, n-am găsit nici în toate diplomele care le-am vreo 30, nicăieri nu scrie unire. Numai una m-a înfiorat când am primit-o. Sunt numit acolo ambasador al unirii. Deci aveți în vedere, stați de vorbă cu un ambasador. Vă rog să mă respectați pentru că n-am primit-o de la oricine, am primit-o de la Alianța Aleșilor Locali Unioniști. Când s-a ajunsese la 174 de membri, nu vreau să fac paranteză, să ajung în politică, mă opresc aici, s-a pus capăt acestei alianțe. Eu știu din ce cauză. Mai mult de atâta, dacă mă lăsați să vorbesc, să-mi fac ordine, mie vorbesc pe muniseară în continuu. V-am obosit, dar pentru că m-ați ascultat, mi-am descărcat sufletul. Mi-am ogoit, cum spunem noi românii, mi-am ogoit durerea. Cu care tata a murit, am să mor și eu, dar Basarabia nu se va uni cu țara. Basarabia dorește să fie stat. Iar ca să vedeți râsul râsului, eu sunt născut în trei țări, mai oameni buni. În regat, în 43, era regat Basarabia, da? A venit refugiu, am ajuns în Republica Populară Română. Republica Populară Română s-a transformat în Republica Socialistă Română. A venit Revoluția. Primul lucru care l-am făcut, m-am dus la evidența populației și am spus, mai oameni buni, în buletinul de identitate la ministrie, ruseni, URSS, cum dracu să fiu născut în URSS eu? Și mi-am modificat acolo. I-am spus colonelului, scriți acolo România. Nu se poate că pe atunci când v-ați născut era România. Auziți-mi asta. Ce balamut este în noi, printre noi și cine ne-a condus atâtea zeci de ani. Eu vă mulțumesc din toată inima. Iar voi, dragi copii pasarabeni, să știți un lucru. Am fost prin multe școli și am pus întrebări. Eu sunt născut aici, în Pasarabia, dar trăiesc în România. Ce sunt? Mi s-a răspuns că sunt român. Dar suntem cu voi aici, din sat, chiar din satul meu. Dar voi ce sunteți? Noi sunteți moldoveni. Și când am mai întrebat și de limbă și mi-a zis că ei vorbesc limba moldovenească și că vorbesc românește, mi-a venit să-mi pun unghia în gât și să mănătur singur. Iar, nu știu dacă știți, aici în sală se află un om a cărui tată a vărsat sânge la eliberarea Basarabiei în 1942, îl cheamă Ienache, grație ajutorului și, ca să zic așa, împreună cu dumnealui, postul de radio Vocea Basarabiei, cu un grup de ziariști de acolo și cu prietenul deosebit, Rodion Bogdan, am pus pe picioare, ce credeți? Acea cruce de 36 de metri care s-a aflat la Nisiporeni, pe dealul Zghihara, unde tatăl lui Nicolae, avocatul Nicolae Ienache, a fost rănit, trecut la morți, dus cu căruța și între timp și-a revenit. Dar în fine, câte istorie nu știu, câte povești nu v-aș putea spune despre oameni și despre pământurile acelea amărâte în care am avut ghinionul sau poate norocul să mă nasc. Vă mulțumesc! Ocrotiții Doamne de români, iar dumneavoastră știți că la mine acasă, cine a fost, undeva la țară, acolo unde m-am mutat după ce internat cu serviciu, scrie acolo Basarabia, Nordul Bucovinei, ținut cu herța pământ românesc. Iar pe o piatră funerară ce mi-au făcut cadou, fiți atenți, mi-au făcut cadou prietenii din Basarabia, când mă stinge, mi-au făcut o piatră funerară din marmură. Știți ce scrie pe ea acolo? Nu uitați. Ca și cum ar fi fost vorbele. Nu uitați. Basarabia, Nordul Bucovinei, ținutul herța pământ românesc. Aduceți, voi aduceți-l acasă.
Ia câte cu ce m-am ales dintre atâția ani de zile de dorință de Basarabia. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru aceste emoționale care am mărturisit și sper să găsim la un moment dat o formulă, un leac și să vă vindecați de această boală a Pământului de care până la urmă suferim toți. Despre combaterea fermelor infracționale în Basarabia în perioada 1929-1933, domnul Valentin Ioan, vă rog. Bună ziua! Înainte de a începe scurta mea prelegere, aș vrea să menționez faptul că tot ce mi-ați amintit aici, cu siguranță, totul posibil de mers al Unirii, veți fi ca un reper, probabil, la un documentare și tot ceea ce ați făcut dumneavoastră, cu siguranță, rămâne acolo scris în documente de arhivă și ele pot da un plus într-un demers măreț. Despre fenomenul infracțional din Basarabia din 1929-1933 putem vorbi foarte mult, dar m-am canalizat spre documentele de arhivă care spun totul, așa cum domnul profesor Vilică Munteanu spune că, citez, documentul de arhivă scoate la lumină tot ceea ce nu a fost scos prin presă. În anul 1929, Ministerul de Interne adoptă o poziție fermă și anume că începe o reorganizare a structurilor de ordine și siguranță publică prin schimbarea unor legi. Prima lege este cea privind organizarea jandarmeriei în 1929, iar în planul ordinii siguranței publice și cel al poliției. Bineînțeles că în Basarabia exista inspectoratul de jandarmi numărul 3 Urai, iar în partea cealaltă a Direcției Generale a Poliției, inspectoratul de poliție regional Chișinău. Până în 1929 trebuie să precizăm faptul că această organizare era strict ținută de inspectoratul de la Iași. Perioada 1929-1933, bineînțeles că criza mondială a afectat și Basarabia, regiunea țării, fiind o regiune industrială agrară, bineînțeles, cum toți știm, Basarabia a întâmpinat multe dificultăți în aprovizionarea populației, mai ales că această țară, potențialul ei era agrar. Lipsa combustibilelor și starea deplorabilă, iar în multe cazuri chiar lipsa drumurilor, influențau negativ creșterea economică a regiunii. Astfel, ținând cont de faptul că zona era considerată de risc economic, puțin dintre investitori acceptau să investească bani în industria regiunii. O problemă importantă pentru Basarabia era soluționarea încălcăturilor provocate de amestecul împrumuturilor pentru aprovizionării garanția statului cu operațiunile de vânzare în comuna cereală. Ca și în restul țării, statul a dat cereale pe datorie țăranilor, Basarabia, acolo unde foamea a fost mai mare, pentru că gerul în urmă cu 2 ani a distrus o cantitate deosebit de mare a recoltei din toamna anului 1927. Pe lângă acestea, Basarabia a trecut prin mai din secetă, de aceea și la anii trecut s-a făcut astfel de aprovizionări de către stat. Cu privire la încasările de impozite, în Basarabia se tridimensionau, citesc, impozitele sunt grele, n-avem cu ce le plăti, s-au luat măsuri pentru un contact mai strâns în administrație și organele fiscului și se impunea un astfel de contact și între parlamentar și popor pentru a-l lămuri pe deplin. Un prim moment informativ operativ îl regăsim în raportul Brigăzii de Siguranță Cetatea Albă, care făcea cunoscut celorlalte structuri de ordine că
că în 1929 i-au luat măsuri de supraveghere a întregii graniți, întregii frontiere, și transmitea Direcției Generale a Poliției de la București faptul că această brigadă este insuficient dotată și avem nevoie de pistoale automate. Activitatea informativă se desfășura prin utilizarea dicționarilor cifrate transmise de Direcția Generală a Poliției, iar dezvoltarea propagandei subversive pe teritoriul român a luat amploare și împăzirea teritoriului cu agenți care, prin propaganda lor, culegeau date cu privire la apărarea țării, siguranța statului și ordinea publică. Se impunea ca oricând toate organele de poliție să desfășoare activități continue de supraveghere și urmărirea tuturor acestor mișcări. Se impunea o monitorizare atentă a refugiaților de România, precum și a porumbeilor călători ce le se lansau de către statele vecine pentru transmiterea unor știri. Inspectoratul de Jandarmerie Chișinău a prins, a capturat în perioada 1929-1933 18 astfel de porumbei. Numărul lor începea să scadă din 1933 pentru că între Inspectoratul General al Jandarmeriei și Direcția Generală a Poliției se încheiase un protocol de colaborare strâns pe această, să spunem, captura a porumbeilor pentru a combate transmiterea astfel de știri pe această cale de comunicare. În anul 1929, de asemenea, prin activitățile desfășurate de jandarmi din cadrul inspectoratului de la Chișinău, ei au reușit să descopere un preot comunist în Tighina, dar și descoperirea mai multor bani de tăfari și misiuni desfășurate în colaborare cu alte legiuni de jandarmi, cum ar fi cele de la Cujna și Vârciu. Jandarmii Legiunii Cetatea Albă au reușit să descopere și să aresteze pe Matricul Andrei Aghiro, ce era fugit de Rusia încă de 1924. Aceasta era o misiune destul de complexă, fapt pentru care jandarmii au fost răsplătiți în bani, ce erau oferiți doar în asemenea misiunii de primire. În 1929, lupta aceasta a Inspectoratului General Jandarmeriei și Poliției a continuat, tocmai pentru a asigura liniștea și ordinea publică, pentru că deja organizațiile comuniste începeau să aibă mai multe ramificații, începeau să se transmită aceste români și în unele orașe chiar din Bacău, bineînțeles, din, să spunem, trecerea frontierei, da? Și ajungerea unor județe din chiar și din Bacău, așa cum am menționat, dar și Neamț, Bocuși. În 1931, Inspectoratul General al Jandarmeriei face o situație statistică, primește situație statistică, din care rezultă că 1932 este vârful infracțiunilor săvârșite și pentru acest lucru se iau măsuri, să spunem, consistente, drastice, prin faptul că, deși criza economică își punea cuvântul, atât Direcția Generală a Poliției cât și Inspectoratul General al Jandarmeriei au alocat un efectiv de 200 de jandarmi și 150 de ofițeri și agenți, cum erau atunci, tocmai pentru a asigura această misiune, această ordine și siguranță publică. Aș vrea să menționez faptul că, în primăvara anului 1932, la zona Chișinău, mai exact în strada Nicolae Iorga numărul 15, a fost descoperită o tipografie clandestină a legionarelor comuniste din Basarabia. Era instalat într-un apartament compus din trei camere, unde locuia tehnicianul tipografiei împreună cu concubina lui. Aici, în timpul nopții, se lucra la tipărirea ziarelor, manifestelor, broșurilor și circularelor comuniste. La deschiderea organelor polițienești, în acest apartament s-a găsit un bogat depozit de materiale de propagandă, din care se aprovizionau toate organizațiile comuniste din Basarabia prin diferiți curieri tehnici. Comuniștii descoperiți s-au instalat în acel apartament de vreo 3 luni, unde, în afara tipăririi și difuzării materialului de propagandă, desfășurau și activități de spionaj. Aici puteau obține diverse informații de calitate, căci în aceeași curte locuiau Halipa, a fost ministru,
capitanul Botez, capitanul Lovalu de la batalionul de jandar și locotenentul Dragoș de la corpul 3 armată. Niciunul dintre aceștia nu a putut bărui cine locuia în acel apartament. Comuniștii intenționau, au intenționat de fapt să se instaleze acolo pentru a nu fi suspectați. Deși siguranța ca instituție distinctă nu mai exista, de 1932, doar prin faptul că în cadrul inspectoratului de jandară și de poliție funcționau unele birouri cu activitatea de plăgere a informațiilor și contra informațiilor, totuși, această activitate de transmitere mai departe a organelor pe, ordine, pe linia de ordine siguranță publică exista. Pentru că în decursul anului 1932-1933 au fost înregistrate conform acelor lucrări, cum erau denumite în documentele de arhivă, 444 de corespondențe. Și s-au lucrat la expedierea diferite instituții un număr de 368 de lucrări, doar pe partea informativă. Activitatea aceasta de combatere, bineînțeles că s-a încheiat și cu morți, da? În rândul jandarmilor, ofițerilor de poliție, pentru că conflictele sociale, revoltele au existat, iar ei, prin unele activități desfășurate, considerate de unii unele abuzuri, să știți că în această perioadă cercetată, chiar ministrul de interne atunci, Ion Mihalache, a anchetat un caz în care erau implicați jandarmi și polițiști, dar cu toate acestea, documentele de arhivă arată faptul că acele lucrări comuniste erau în culpă și că jandarmii, așa cum au desfășurat ei activitatea, chiar prin misiunile lor desfășurate, și-au dat viața prin, să spunem, accidentele, da, să spunem, care s-au săvârșit atunci, atitudinile de pe ferate, pentru că ei asigurau chiar și, să spunem, baza feroviară. Dar, cu toate acestea, în timp de viscol, da, de visori, care s-au bătut asupra acestei regiuni, ei au fost cei care i-au salvat și i-au scos din unele case la care zăpada ajunsese chiar la acoperiș. Vedem că aceste lucruri sunt și în ziua de astăzi și nu trebuie să le uităm. Dar în perioada 1931-1932-1933 aș vrea să remarc faptul că numărul de infracțiuni începea să scadă de la sfârșitul anului 1931, pentru că au fost săvârșite deja, dau ca un titlu, să zicem de exemplu, de la 75 de tâlhării în ianuarie 1932, să fie identificate doar 23 și, bineînțeles, săvârșite aceleași, tot 23. Despre crime, trebuie să amintim faptul că numărul lor era destul de mare, 1930-31, se înregistrează de 78 de crime în Bălți, pentru că acolo existau, să spunem, multe lucrări comuniste și disensiunile care apăreau, produceau și astfel de acte. În rândul contravențiilor, trebuie să amintim că au fost înregistrate cele mai multe, 16.075 la Ismail și cele mai puține, 183 la Răbușa. Așa cum am menționat, măsurile de ordine și siguranță publică din 1933, care au fost, să spunem, alocate pentru această regiune, au scos de fapt ceva. Ce au determinat scăderea numărului infracțiunilor, a contravențiilor și, bineînțeles, dezvoltarea acestei activități de combatere a fenomenului infracțional în perioada 1929-1933. Astfel că, închei, măsurile care au fost luate nu făceau decât de a asigura un climat de ordine și siguranță publică, de baza bunurilor, dar și siguranța cetățenilor și, în final, integritatea și independența teritorială. Vă mulțumesc!
mulțumesc și eu, Valentin. Ce să spun, Grigore, că jandarmul român nu a lăsat o amintire foarte plăcută la Sarabia Intercălită. Dar nici ei nu s-au lăsat. Tata Cuna și toată povestea. Haideți să ieșim din zona infracționalității interferice basarabene și să acceptăm provocarea pe care o lăsează colegul meu Anton Poșa de a reveni în contemporaneitate Basarabia între Est și Vest. Știu, timpul este foarte prețios, într-adevăr. Sunt și într-o situație intrată, fiind istorica. Deschis un istoric, domnul profesor Boma, directorul Congresului Muzeal Ion Antonescu din Bacău. Voi încheia eu, tot istoric fiind, dar nu înainte de a vă ruga să aveți răbdare doar câteva minute. Și nu pentru a mă asculta pe mine, nu doar pentru a asculta cuvintele mele, ci pentru, în memoria tuturor acelor fruntași basarabeni care au realizat Marea Uniere de la 1918. Cred că pentru ei putem să dedicăm oricât de mult timp din viața noastră, oricum foarte scurtă. Dragi invitați, suntem pe 27 martie, o zi specială, o știm, cu semnificație aparte în istoria noastră națională. După cum știți deja, am auzit deja din discuțiunile anterioare, foarte interesante fiecare dintre ele, faptul că în urmă cu 106 ani, fruntașii basarabeni votau în ședința Sfatului Țării de la Chișinău, Unirea Basarabiei cu România. Personal, am avut de-a lungul timpului onoarea și privilegiul de a putea conferenția de mai multe ori, în calitatea mea de istoric, cu privire la acest moment deosebit de important, care a avut loc pe 27 martie 1918. Am abordat acest subiect, an de an, din unghiuri diverse, acoperind practic întreg spectrul intern și internațional, fiecare cu relevanța lui. Am încercat, de asemenea, să aduc discursul meu și în zilele noastre, convins fiind că istoria trebuie valorificată constant în beneficiul prezentului al actualității. Și aceasta în condițiile în care istoria a fost și este, atât la noi cât și în altă parte, cu sau fără voia istoricilor și un mijloc de legitimare. Este o realitate pe care o putem vedea tot mai prezentă în ultimul timp, chiar în discursurile oficiale ale reprezentanților unor țări mai apropiate sau mai depărtate de noi. Astfel, pentru ca să nu fie uitat momentul istoric al Unirii Basarabiei cu România, pentru a fi înțeles la dimensiunea lui adevărată, pentru a putea păstra viu în continuare sentimentul unității de neam românesc pe ambele marile ale Prutului, recursul la istorie se dovedește și în această privință unul necesar și obligatoriu. Totodată, demersurile pro-europene ale autorităților statale din stânga Prutului implică în mod evident și o bază istorică legitimantă, coagulând valori naționale recunoscute deja în plan european. Este cunoscut faptul că făuritorii Unirii Basarabiei cu România au conștientizat întru totul importanța acelui moment pentru românii din stânga Prutului. Nu pot da seama însă cât de mult mai rezonăm noi, cei de azi, cu idealurile acelor fruntași basarabeni din urmă cu mai bine de un secol. Dacă ne înțelegem eforturile și realizările la adevărata lor valoare. Destinul istoric al spațiului românesc din stânga Prutului, partea țării Moldovei, a fost marcat după 1812, anul răpirii ei de către Rusia țaristă, de o interesantă oscilare între Est și Vest, între măsurile de integrare în sistemul administrativ imperial rusesc și dorințele, respectiv, acțiunile românilor basarabeni privind păstrarea și promovarea valorilor naționale românești. Rostul civic al istoriei, ca tezaur inestimabil de valori formative la care întreaga națiune trebuie să facă apel, s-a manifestat cu asupra de măsură și în Basarabia, slujind în afirmarea idealurilor naționale românești care vor conduce la unirea din 27 martie 1918. Deși în cei 100 de ani de ocupație imperială rusă, borna care a jalonat administrativ Basarabia a fost cea estică, totuși, o altă bornă, orientată spre vest
a fost ridicată cu pași mărunți, dar ferm, de elita basarabeană. Românii basarabeni și-au păstrat valorile strămoșești, în pofida insistentei rusificări promovate de autoritățile țariste, răspândind ideile naționale românești pe multiple planuri, culturale, religioase, politice. Am mai spus-o, o repet și acum, românismul basarabiei s-a păstrat totuși în secolul ocupației țariste, iar românii basarabeni au rezistat și au păstrat personalitatea, nu au încetat să spere și să lupte pentru afirmarea naționalității, pentru limba și spiritul național. Mai mult, necesitatea revenirii Basarabiei la patria mamă a fost afirmată în mod constant și cu tărie în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX, concretizată fiind, cum am aflat și de la locuțiunile anterioare, la 27 martie 1918, în ședința Sfatului Țării, unde s-a votat practic unirea Basarabiei cu România. Din acest moment, timp de două decenii, privirile românilor basarabeni s-au îndreptat către vest, cu ajutorul unei administrații românești care s-a străduit atât cât a putut să coaguleze cele două teritorii românești din dreapta și din stânga Prutului. Din păcate, la 28 iunie 1940, un nedrept ultimatum sovietic a făcut posibilă o nouă răpire a Basarabiei. După un scurt intermezzo, un timp de război cu administrație românească, între 1941-1944, din toamna anului 1944, pentru românii din stânga Prutului, va urma o altă jumătate de secol de ocupație rusească, de întuneric comunist, când valorile românești inscripționate pe borna vestică au fost martelate, iar borna aruncată în țărână, când singura lumină permisă oficial de autoritățile sovietice a fost cea estică. Anii 1989-1990 au fost marcați de o puternică mișcare de redeșteptare națională în Basarabia, mișcare ce a prins din ce în ce mai mult și flacăra unionistă. Din nefericire, în timp ce privirile românilor basarabeni erau îndreptate atunci către vest, decidenții politici de la București încă priveau spre est. În acel timp, din cauza unor politicieni incapabili să înțeleagă clipa istorică pe care o trăiau, românii din stânga și din dreapta Prutului au pierdut un moment prielnic în eforturile de reunificare. Ne-au lipsit atunci și nu doar atunci, din păcate, veritabili oameni de stat. Cu toate că în anii 90 s-a ratat un moment important pentru reunificarea Basarabiei cu România, totuși, tot în acei ani s-au adoptat în Republica Moldova importante simboluri ale românității, limba română, respectiv grafia latină, steagul, imnul, moneda. De asemenea, deși reunirea Basarabiei cu România nu s-a putut face atunci, proclamarea independenței Republicii Moldova a fost un evident câștig în procesul de afirmare a ideilor naționale românești, în condițiile în care este evident, dragi invitați, faptul că declarația de independență din 1991 a fost față de URSS, nu față de România. Au trecut deja de atunci, iată, peste 3 decenii. Un timp în care politica externă a Republicii Moldova a fost influențată de o permanentă oscilare între Est și Vest. Este îmbucurător faptul că, relativ recent, autoritățile Republicii Moldova au decis să acționeze mai ferm pe drumul integrării europene. Deci, au ales să-și îndrepte privirile spre Vest, în detrimentul Estului. Și aceasta cu atât mai mult cu cât, deși ideile unioniste se pot manifesta în continuare pe ambele marurile ale Prutului, nu există un proiect concret și coerent privind reunificarea asumat de cele două state românești și subsumat totodată dreptului internațional. Inițiativa a peste 100 de primării din Basarabia de a semna în anul aniversării centenarului Marii Uniri 2018, de a semna declarații de unire cu România, o putem pune doar pe seama unui unionism al inimii, important și el, desigur. Chiar dacă această inițiativă a fost una simbolică, venind totuși din partea unor administrații locale, ea ne-a dovedit faptul că unirea Basarabiei cu România este posibilă. Când și în ce formă va avea loc, depinde în bună măsură de racordarea conducătorilor din cele două state românești la învățămintele istoriei, la exemplul înaintașilor, care, deși diferiți, au putut sta odinioară alături, fără ură și fără părtinire, în demersurile privind proiectul Unirii. Calea europeană
pe care pășește de puțină vreme Republica Moldova este, în actualul context internațional, singura cale care poate asigura apropierea acesteia de România. Iar aceasta, din urmă, trebuie să sprijine prin toate mijloacele diplomatice consolidarea relațiilor dintre Chișinău și Bruxelles. De asemenea, sunt necesare acțiuni mai energice privind promovarea valorilor culturale românești în spațiul basarabean. Cultura română fiind, se știe, complementară integrării europene. Depinde doar de noi, dragi invitați, doar de noi, dragi tineri, dragi elevi, dragi studenți, de cei care formăm generația de astăzi, ca unii din dreapta și din stânga prutului să poată privi în continuare împreună spre vest. Depinde doar de noi, ca acel unionism al inimii de care vorbeam ceva mai devreme, să determine și un unionism al minții, care să conducă într-un timp cât mai scurt la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, unde românii de ambele maluri vor putea fi alături, uniți, înlăturând astfel nedreapta graniță de pe Prut. Vă mulțumesc pentru răbdare. Aș vrea să încep prin a remarca prezența în sală a două personalități foarte dragi mie, sau chiar trei, cred că și domnul Ovidiu Necuțescu este, dar este vorba de doamna lector universitar doctor Violeta Neamțu, care s-a și care reprezintă una dintre speranțele Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina. Și în același timp, rog să spună două cuvinte care fac parte din cuvântul meu pe cărturarul nostru din Cașin, domnul Constantin Tudose. Vă rog, domnul Constantin Tudose. Sunteți un om? V-ați riscat, domnule profesor universitar, doctor inginer Vasile George Puiu, dându-mi mie din... Vă rog, vorba. Îmi face mare plăcere. Și una. Da. La pupitru. Este ca și cum aș bate apa în piuă după așa vorbitori. Dacă tinerii nu știu ce este piua, este acel element dintr-un trunchi de lemn care scobit sau turnat mai apoi, așa cum ne-ar zice specialiștii Muzeului Național, Muzeului Județean de Istorie, și în care se puneau semințe, se vedea un alt element de lemn și ieșea acea pastă care... Ei, eu dacă aș pune apă, acum, după așa vorbitor, are și ceea ce poate ieși când bați o apă într-o piuă. Pregătisem o fereastră din anul școlar 1914-1915 din două școli, de pe cele două maluri ale Prutului. S-ar fi văzut atunci ce elemente, cât de mult ne deosebea, de fapt, deosebea nația română și nici cum nu exista perspectivă de, de unire. Ei, cu atât mai mult evenimentele din la începutul anului 1918, când aproape nația română era spre disoluție, spre dispariție și ce eveniment extraordinar s-a produs, s-au produs, de fapt, de-a lungul anului, ca să culmineze cu sfârșitul care ne-a dus la România dodoloață. Mă adresez tinerilor. Ați văzut venerabilul militant pentru unire ce sentiment de ușoară dezamăgire sau poate mare dezamăgire în urma atâtor ani de zdruncini pentru dumnealui către unire. Ei, dragi tineri, să știți că nici nu știți câtă energie se regăsește în fiecare localitate rurală, de o parte și de alta.
găsiți atât de elemente la bunicii și străbunicii voștri, încât către voi este nădejdea să se realizeze efectiv unirea, că despre asta vorbim astăzi. Aș putea să zic multe, dar sigur mai bine vorbește domnul profesor și vă mulțumesc. Eu nu pot încheia decât cu sufletul meu dedicat mare iubire pentru Basarabia și Bucovina. Înainte de 89, numele meu era necunoscut, îl știam numai eu și cei care ascultau postul de radio Vocea Americii. Numele meu atunci era Vasile Pătrău. Pătrău vine de la satul în care m-am născut, din Bucovina, Pătrăuți. Și am să vă spun câteva versuri. După aceea mi-a adus necazuri mari, care au culminat prin 93-94, cu posibilitatea excluderii a mea din universitate. Discurs pentru memoria Plutului. Doamne, cum ai făcut să mă duci lângă Plut, să aud vuietul neamului de la început. Ce mult aș fi vrut să nu existe Plut. Doamne, întru toate, Plutul este o realitate. Fă cumva să ne lași Alexandrie la Iași. Și mai cred cum că este un demiurg creștin, să-i spun Ștefan cel Mare, și să fie roman. Hotar. Și totul era înainte. O rană dureroasă cu nume de apă, ca o copertă la mijloc de carte, cu sută sălbatic cu sârmă ghimpată. O rană sângerândă pe trupul Moldovei, veche, aproape că se transformă în boală. De o parte a ei se moare de foame. Despre cealaltă nu se învață în școală. Cu ce ți-a greșit, Doamne, această femeie atât de frumoasă și dorită de toți? Ca să nu poți ierta și să o rabzi cum plânge dată la hoți. Și tu, Basarabie, ori frântă Bucovina, sunteți ca și cum României îi lipsește o mână. Și au pus-o să cerșească tâlharii la poarta bisericii să stea, duminica nemai fiind sărbătoare în patria mea. Și acum, scrisoarea mea către Dimitrie Cantemir, căruia eu îi acord o vină legendară, dacă vreți. Apropo de istorie, și care spune așa: Coane mare, Cantemire, i-ai dus Petrului iubire și i-ai spus la noi cum sunt întru toate pe pământ. Coane domnul și învățat, multe-ți sunt de neiertat, că ai scris atât de bine, de-a dat rusul peste mine. Și-a luat din coasta noastră cea mai dragă zare albastră, până unde nu știai putna-n două să o tai. N-am să-ți cer ca să dai seamă într-o dragostea de mamă. Caută și deslușește cum Matkovski pătimește. Doamne, cât de greu se știe cum te naști din poezie, cum te plânge poezia când te naști în România. Este o vorbă strămoșească, românul să pătimească pentru o palmă de pământ, pentru o gură de mormânt. Vino, Doamne, fă dreptate, între Prut și mai departe. Și încă ceva și despre Bucovina, dar numai atât. E o poezie care am scris-o în 1978, când aveam 28 de ani, se numește Cal. Acel cal a existat, datorită acelui cal, eu pot să îl evoc acum, cineva a spus că un mare istoric din
literar din Academia franceză că se încadrează undeva în curentul descrierii calului european și o să vă convinc global. Intri pe Valea Sucevii din casă în casă și auzi un nechezat ca un insoare, coborând opcina ca o fată frumoasă, amețită de horă și de sărbătoare. Tatăl meu e țăran și avea un cal surd. Și-a întinerit cu el pădurea toată, ce triști erau copacii și munții din jur, când inima lui albă a încetat să bată. Urlă lupii codri să ne înspăimânte, calul meu frumos, calul meu cu minte. Oare zăpada va putea să-ți dea în loc de iarbă, dragostea mea? Toată lumea îți preschimbă coama în poveste și tu vrei un stăpân și o pajăște înflorată. Iar țara mea de sus rămâne aici și este o inimă de cal cu zarea sfârtecată. Vă mulțumesc foarte mult! Ca să spunem ceva și despre Ucraina de altfel. Mulțumesc frumos, domnule profesor. E cu adevărat sărbătoare în sufletele noastre. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participare, pentru prezență, pentru calitatea deosebită a gândurilor pe care le-ați transmis. Este o sărbătoare pentru că momentele astea sunt din ce în ce mai rare și sunt, de fapt, atât de simple. Să ne întâlnim, să vorbim, să căutăm adevărul și să fim din preună. La mulți ani, Basarabia, la mulți ani, România, vă mulțumesc pentru participare.